domnilor, bine ați venit la ședința Consiliului Local. Prezenta ședința convocată de primarul Comunei Asău, în conformitate cu prevederile dispoziției 255 din 17 noiembrie 2021. Fiind prezent majoritatea consilierilor locale, absent văd că este numai domnul consilier Tudore, declarăm deschisă prezenta ședință. Și pentru început, ați avut în mape, atât în mape cât și pe mail-uri, procesul verbal al ședinței ordinare din 19 octombrie 2021. Dacă sunt ceva amendamente la acel proces verbal ca să le consemnăm? Nu. Dacă nu, supunem la vot procesul verbal din 19 octombrie. Cine este pentru? Mulțumim, unanimitate. Dau cuvântul domnului primar pentru prezentarea votului de zi a prezentei ședințe. Programul nimic de funcționare și din teorinare a Consiliului Local Asău, în ziua de 25 iulie 2021. 1. Proiect de hotărâre privind atestarea ambientalului domnilor aparținând Republica Comunei Asău de Educator, inițiator primar Emilian. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, inițiator primar Emilian Budacă. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului cotizației anuale pentru anul 2022 a Comunei Asău către Grupul de Acțiune Locală a Valea Muntelui, inițiator primarul. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat al nivelului Comunei Asău, inițiator primar Emilian Budacă. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, inițiator primar Emilian Budacă. 5. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomei de aur și a unui premiu cuplurilor din Comuna Asău care a primit 50 de ani de căsătorie, precum și a unui pachet de dulciuri pentru copiii instituțiilor școlare din Comuna Asău, inițiator primar. Probleme diverse și la modificarea ordinii de zi, mai avem un proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a două parcele de teren imobil aparținând în domeniul public al Comunei Asău, inițiator primar. S-a sărit unul sau? Nu, început de asta că am avut zero. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Proiectul numărul 1 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Asău, județul Bacău, inițiator primar. Avem discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă. Comisia avea aviz favorabil, nu v-am spus. Da. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021. Inițiator primar Emilian Budac. Avem discuții? Comisiile au aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virării cotizației anuale pentru anul 2022 a Comunei Asău către grupul de acțiune locală Ecovalea Muntelui. Galvada. Inițiator primar Emilian Muntelui. La fel comisiile au aviz favorabil. Supune la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumul burselor școlare aferente anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat la nivelul Comunei Asău. Inițiator primar Emilian Budac. Comisiile au aviz favorabil cu amendamente. Avem discuții? Domnule. Aici aș fi vrut ca din partea școlii să ne fi prezentat lista copiilor care vor beneficia de curse ca să putem să-i promovăm. Și noi să-i știm. Ce este numărul lor? Am văzut că sunt cu 10, am văzut că sunt cu 9 și... Da. Și n-ar fi plăcut să-i cunosc și eu ca... 10 copii cu media, 10, 24. Am citit asta, știm, dar am nominat. Ar fi vrut. Să-i putem promova și noi ca și consilieri și... Da. Sigur că da. Ne face cinste un copil care ia 10...
la timpul de asta. Da. Poate crezut că-ți date cu caracter personal, așa zis. Da, atât. Mai aveți discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator primar Emilian Budan. Avize favorabile, fără amendamente. Avem discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea diplomii de aur și a unui premiu cuplurilor din comuna Său care au împlinit 50 de ani de căsătorie, precum și a unui pachet de dulciuri pentru copiii instituțiilor școlare din comuna Său. Inițiator primar Emilian Budac. Comisiile avize favorabile, fără amendamente. Avem discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Modificarea ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a două parcele de teren, imobil aparținând domeniului public al comunei Său. Inițiator primar Emilian Budac. Comisiile avize favorabile. Știți de ce vorba aici, nu? Vorba aici de terenul de la Ciobănuș. Ala unde vrem să facem investiția aia pentru o nouă sursă de apă. Și n-am putut, n-am reușit până acum, e chemat ăștia de la, ca să-i dea avizul de la Apele României. Așa, ne-au solicitat să aducem toți vecinii. Acolo vecinii sunt vreo, cred că vreo parcele de 10 metri, de 5 metri, cum s-o dat acolo, și cred că sunt vreo 20-30 de vecini, care vecinii sunt decedați toți, au titluri de proprietate nepoță, strănepoță, răznepoță și-s plecați și unii să-i găsim, noi n-am reușit. Ei, și se poate, este o potiță, facem o dezmembrare și să scoatem din nazul nostru, așa, scoatem parcela pe care vrem să facem investiția. Putem continua, când ne-am blocat, suntem cu sursa de apă din finalizată. Da, despre asta e important. Mai sunt alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Probleme diverse. Domnul Cătălin Onivaș. Ia zi, ce vreau. Care sunt proiectele care le avem noi de desfășurare, de exemplu, care dacă avem un proiect în desfășurare sau avem în vedere să avem în viitor un proiect în desfășurare. Da. Am văzut cotizația, deci mă așteptăm, suntem la zi, da. Sunt normal, ar fi să avem și proiecte. Care sunt proiectele care avem? Mulțumesc. Să vi prezint întâi pe alea care s-au făcut acum. Spuneți, deci pe alea care s-au făcut, pe alea care se vor face, sau pe care le aveți... Doar s-au regularizat râul Ciungi. Râul Ciungi. Așa, în strate. După aia, în Doar Valea Muntului, s-au obținut bun de excavatorul. Astea sunt proiecte, dacă mă știu, de mandatul. Da, nu, dar trebuie să zic... S-au regularizat râul Gânțului. Da. Și în ciclul ăsta, 2021-2023, nu s-a deschis din finanțare până acum, așa? Am dorit să introducem iar niște utilaje. O să că asta ar fi cel mai ușor de obținut, de finanțat, da. Și ne-am propus, acum puteți să las și dumneavoastră girul, să luăm un Bobcat. Uite, avem un de excavator, dacă l-am trimis la Petrosul, mașina n-are cu ce să încărcăm aici, camionul, furgoneta, dacă vrei să o trimis să repar drumul, unițele. Un Bobcat cu mătură, cu freză, cu ce utilaje mai... Are excavator, are... Da, cup, lamă de zăpadă, lamă de pământ, în fine, o gamă întreagă de utilaje. Multifuncțional. Da, cu ăsta tocător. Pentru vegetația asta care ne aduce cetățenii, că n-au unii să o depună, și am zis că să facem o platformă, să le aducă într-un loc și apoi cu tocătorul să-i facem ori compost, ori eventual pentru peleți sau știu eu. Da, asta ar fi... Și ne-am apucat de proiectul sau... Da, noi am solicitat, au venit deja pe trei firme până acum. Au venit Caterpillarul, a venit o firmă de la Regin, care face utilaj, o firmă românească,
ne-a prezentat, ne-a adus niște oferte. Oferte, da. Da, și deocamdată suntem la stadiu de... Ca noi atunci când se va deschide linia de finanțare, să fim pregătiți. Când se va, absolut, când se va deschide linia de finanțare, da, sperăm, o zic, că prin ianuarie, cred că o să fie, să se deschide. Da. Că, acum, când de drum, cum se de drum. Da, asta. Ajută și să le faceți. Da, asta ar fi pe... Asta e. Mai aveți alte discuții? Ședința extraordinară, am vorbit un pic despre hidranță. Aș vrea să vorbesc și în ședința ordinară, să se consemneze. De viitor avem nevoie de un proiect pentru hidranță. Chiar ne-am gândit să se vadă și la camere. Am avut un incendiu destul de neplăcut. Trei case. O afectat trei gospodării. Eu v-am spus în ședința extraordinară, am avut o ședință extraordinară care n-ați participat, hidranțe. Într-adevăr, hidranțe sunt o problemă. Acolo, pe ulițele alea, nu e calibrată conducta în așa fel ca să poți monta hidranțe. Hidranțe trebuie să fie la 90, să aibă 90 de centimetri în sus conducta, ca să poți să fac față. Nu poți să bagi un hidrant pe o conductă de 25 mm, de 45 sau de... Da. Aici trebuie o investiție făcută, să vedem adică, din ce sursă, dacă îți poate... În sensul să ținem cont de treaba asta și da. Să... Bani, e vorba de bani. Și să venim cu o altă conductă. Dimensionată la nivelul care se facă față și conducta pentru PSI și cetățenii, dacă poți să-i raportezi. În alte localități sau în străinătate, rețeaua pentru PSI separată de rețeaua cetățenilor. Aia trebuie să aibă o anumită presiune, să facă față, dar noi măcar să o putem calibra la nivelul ăla, să facă față la incendii. Da, noi am dat aici la primărie, am încercat, am ajutat cum am putut, dar necazul e necaz și... Da. Încercăm în bugetul de anul viitor, dacă reușim să putem să facem... Limită și lua treptat, băi, anul ăsta să facem pe un sat, la anul pe satul ăla, la anul pe... Nu se poate face toate deodată, dar măcar să avem un... Da. Mai avem alte discuții? Domnul Nicodem? Am văzut pe structură și cred că toți ați văzut, e un izvor care atacă asfaltul. Azi dimineața era foarte înghețat. Chiar și ar trebui... Și de mult. Și când a fost secetă, ar trebui făcut ceva acolo de drenare, de ceva. De dimineața am vorbit să meargă buldo acolo. Au venit și de la Caterpillar, că trebuie să fie prin cardanul și... Da, e bine. Și altă... Altă doleanță ar fi cu marcajul zumii județean. Acolo e drumul județean. Drumul județean, da. Ar trebui făcut diligențele necesare. Nu. Eu să ceară marcajul, nu? Nu e vorba de marcaj. La izvor. A. Nu te-ai văzut despre ce am trecut pe asta. Vă zis că... Autorități, adică n-ai voie. Am venit cu următoarea doleanță zicând despre marcaj. Da, marcajul... E de mult, cred că noi am aprobat odată și cantități și nu știu ce și nu o să mai ducă. Marcajul e în proiect, dar nimeni putem, poate prindem în toamna asta și asfaltul ăsta da. Să facă marcajul pe toată suprafața. Dar la da. Așa a fost situația și nu s-a făcut. Corect. Să vină dar avem în vedere marcarea de asta. Da. Mai vreau să spun ceva la problemele de asta? Domnul Niga. Da, am o problemă. Luni, cred. Dacă nu greșesc, am întâlnit cu domnul primar la podul de la Diaconitei, cu care, într-adevăr, sunt într-un stadiu avansat, ceea ce e foarte bine, mă bucură. Doamna primar, vă rog să aveți în vedere, cum am discutat, nu vă aduceți aminte, dacă nu acum, cel puțin în primăvară, și punțile de la izvor, puntea de la, din statul Părtiniș, care face trecerea spre școala Părtiniș, și alea sunt într-un stadiu de degradat. Cred că ar trebui să ne ocupăm urgent de poduri, podețe, pentru că asta reprezintă infrastructura de bază și cât putem de repede. Mă bucur de podul de la Deaconitei, spun, cum a fost făcut și podul de la Bartea. Aveți în vedere, vă rog frumos, și punțele, cele două punți. Puntea de la Izvor, știți despre care vorbesc, care este într-adevăr o rușine pentru comuna noastră. Putem face, cum întindem șufele. Într-adevăr, nu acum, poate nu mai putem acum, poate la așa sunt ocupate. Dar în primăvară, poate nici ne plasăm acolo. Poate la puntea care face trecerea spre George. E urâtă tare și, domnule, o putem împiedi. Putem să ne deplasăm acolo să facem mâncare. Am schimbat jos. Toată ziua strâng unde stă. Dacă l-ai văzut,
știi foarte bine că la etatea dumneavoi chiar să cerem la 74 de ani unei persoane să se apuce el să dească într-un ajuns să fie chiar culmea. Am înțeles că nici mai stă acolo, eu singur. Acolo stă, vă spun sigur că luni am fost și acolo stă. Acolo stă, luni am trecut eu punte acolo, într-adevăr. Faci cruce înainte de a trece puntea și cruce înapoi, te treci înapoi. Știu, da. Domnul Țuțu o zicea, i-am dat scândura în grade, nu mă gândi și-o ia. Păi frate, nu ia ți-ți poți magii ca să mă duc să fac cu deasela. Nu poți să-i dai aceea cu deasela. La 74 nu putem face la fiecare cetățean punti. Trebuie să înțeleagă așa, la ce obă nu și-ar dori nu știu câți, le fac la fiecare punti. Pe apa sau și-ar dori fiecare motiv. Dar nu avem cum, nu avem pe unii. Păi, eu știu, dar se pună și el mâna. El, nu știu dacă e un secret, dar el tătă-ți va stă în cârciumul și noi să ne ducem să-i facem punti. Putem să încurajăm. Dar el și-a făcut acum, domnul primar, el și-a făcut pe rața pe drumul izvorului, unde e un părăuț mic. Are multe cifre și merge prin grădină și e mult mai în siguranță. Că la situația în care el trebuie să-i face un tunel să nu cadă peste punte, că merge tot acest punte. Da. Acolo, acolo este văzut faza că deservește doar pe el, o singură casă. Sunt, sunt locuri unde sunt 10, 12 gospodării și o casă, dar mai multe și față și unii. Și nu vă puteți. Și vă puteți și el iasă la anul. Și unul, bun, dar... Așa este, dar există și o listă de priorități, tocmai în funcție din numărul celor care vor fi beneficiat de anumite investiții. Cum așa am spus, când se poate și cum puteți, când repede. La fel și puntea care face trezirea pe școală, domnul consilier personal și foarte bine s-a uitat pe acolo. Și aia, primăvară, noi încercăm în măsura care putem. Vedeți că încercăm să le facem de calitate, să nu mai facem improvizat. Tot, până acum a fost tot improvizat. S-a mai pus un lemn, s-a mai pus o bucată de scândură, s-a mai... Nu, acum tot ce facem, am încercat să le facem, ați văzut, la poda de poliță, frumos, din beton, tot, punem grinzile alea mari de fier. Da, acum lucrăm la părâul plodului aici, vrem să drenăm părâul ăla, să poți să treacă oamenii iarna prin gheață, vara vine aluviuni, să lucrează la el, sperăm săptămâna asta să fie gata și alaltul. Am luat-o și noi, exact cum zicea doamna administrator. În limita posibilităților și a priorităților. Probleme sunt multe, dar... Știu, trebuie să dea cel puțin acolo unii ăla, i-am zis de atâtea ori, domnule, hai te ajutăm, dar fă și tu ceva, vezi, tu desfău și eu vin cu muncă. Mai sunt probleme diverse? Dacă anunțați, domnul președinte sau domnul primar, poate e de ajutor. Oamenii care vor să-și curăță șanțul, le stăm la dispoziție să luăm pământul. Da, da, da. Păi, dar și până acum au fost... Poate mai vor să mai luăm pământul. Îi rugăm, da. Acum s-a uscat iarba, s-a umplut iar șanțul cu frunze. Vă rugăm, haideți în fața porții fiecare. Nu putem cu oamenii care avem, domnul și domnilor, să curățăm și în fața porților, să le și măturăm, să facem și punți și podețe și ce mai vrem să mai facem. Ar trebui cetățenii să aibă un pic de spirit civic în fața porții, să-i curățăm șanțul, le luăm cum pus pe margine și noi ne ducem de la primărie cu buldo, cu furgoneta, cu camionul și le luăm pământul. Dar ca să ne apucăm, avem 85 de km de drumul și ulii Setești. Să ne apucăm de curățăm șanțurile la toți, să le cosăm în fața porții, să le măturăm, să le știu ce să mai facem, chiar nu putem nici ști, zic, nu terminăm în 2 ani. Și să o luăm de la capătul ăsta la altul, când ajungem să terminăm aici 10 ani, că trebuie 2 ani să luăm de capătul ăsta. Asta vă rugăm, să vă curățeți fiecare în fața porții și noi venim și cu utilajele și luăm pământul, luăm ce... Rămâne și cum nu mai dacă s-ar putea, cu ce pare da, iar cu noi, pe dialogul Comăneștiului, cum urci pe râul Bănțului la iar acolo, vis-a-vis izvorul ăla, 36 de saci de gunoi. Dom'le, suntem bolnavi. Altceva nu pot să zic, suntem bolnavi la cap. Cum dacă vine mașina de gunoi, ne le ia din poartă, cum să ducem noi gunoi acolo? Numai pieturi? Ce erau în ce s-a spus? Poate nu, le poți să dar să erau și chestii biodegradabile care putea să le lasă în curte. Nu, nu punem că vine și ne amendează pe noi, pe mine mă amendează, că pe mine, primul primarul mă amendează. Dom'le, dar pentru gândirii, pentru curățenii, pentru cum, Doamne, iartă-mă să-ți vii în gând, să duci acolo cu sacii aia de gând. Da, ce spun dumneavoastră e adevărat. Când am avut acțiune atunci cu acolo, simplu, cu Valea, să vrem în locul de la o plutiar. Am fost acum, am venit duminică la Real. Plin. E plin, iar, e plin. Încă vă doi saci de la curba acolo. Da. Deci vă dați seama, trebuie traversat. Da, saci a rămas în copaci. Traversează satul, iese din sat acum la domnul Țuțu. O făcut iar coapă. Da, acolo.
e plin acolo. Trebuie să facă un gard, 4 metri, 6 metri. Da, e plin acolo. Toată lumea zice să punem camere de vedere, dar nu poți să pui camere de vedere chiar la toate, la fiecare la poartă. Asta ar însemna să pui mii, că și nu ne trebuie să schimbăm. Și pe cursul... De aceea am strâns, am avut acțiuni și noi iar pe cursul râului, dar numai partea asta, până la lungă, când ține, mai dăm de exemplu cine stă acolo. Am strâns trei bascule de astea. Gândiți-vă, cred că am scos peste 200 de saci menajeri care costă bani, oamenii care putea să facă altceva. Dar mai sunt situații unde pubelii care le avem fiecare, alte persoane nu le am și nu le au, știm, alea negre, alea albastre, nu au rămas persoane. Dar cei care au și s-au umplut și poate să pun o pungă de gunoi menajer, poate să o noade cumva, să o pună deasupra, că în urmă vin câini și într-o oră, au făcut praf tot acolo și trebuie să ne ducem să strângem lângă pubelă, îl pui într-un sac de rafi sau ceva și o pui pe... Nu scoate pubela din loc, nu scoate pubela. Da, sunt care nu scoate pubela, scoate doar sac. Fiscalii sunt saci aruncați din loc. Da, am văzut iar. Știți ce, eu am auzit eu că cei de la primărie, că de asta sunt plătiți. Da, dar în timpul ăsta am putea face altceva. S-au tot făcut, podurile le-am luat toate la rând. Am făcut punți pe la ciungi, am făcut pe apasă podurile care au pudrele. Garduri, de roată, deci cât s-au putut cu 6 oameni. Sunt trebuie luat în calcul că și a concediu dintre care să fac o listă să vi-i aduc, vedeți. Îs 4 șoferi, un sudor, un dulgher, restul, practic, efectiv, în afară de șoferi, 6 oameni care o zvaza și ia concedii dintre ei, au medicalii care se îmbolnăvește și tot așa. Nu vă mai spun că băieți, deja v-ați vorbit și cu neamță, domn primar, dar probabil că asta e altă discuție, dar e la diversă. E tot diversă. Avem, da, ați nemulțumit, sunt dintre ei care chiar fac treabă, s-au început să miște. Avem o mică problemă cu unul, doi, se adaptează. Nu sunt nemulțumiți de salarii. Au rămas salarii când eu ca și consilier vorbeam aici în Consiliu acum 5 ani, că aveau salarii mari și știm comparativ cu alte primării, acum s-a schimbat treaba, au rămas așa, că au înghețat, au 100 de lei la zi, practic ăsta e salariul care le ia, că e șofer, că e muncitor, că e... și chiar am făcut treabă cu ei. Acum dumneavoastră le-ați văzut și activitatea, vom ajunge la viitoare, la buget, la discuții, o zis că vor să vină și ei în Consiliu să își prezinte doleanțele, dacă credeți că îi luați seama, îi luați, dacă nu. V-am făcut salariul mai mare, vă cum face. Cum? Chiar am făcut treabă cu ei, domnul, chiar am făcut treabă cu ei. Acum, întotdeauna se poate mai mult, mai bine, dar la cât pregătiri, că nu poți să te apuci de făcut nu știu ce proiecte de... Dar să le mai mari oameni, după munca pe care sunt consilii locale. Nu știu. Consilii locale. Finalitate la aici. Nu, cash, ia 2100. 2150, nu așa, depinde de lume. Net. 2200 până la dat, celă care e cea mai mare vechime și categoria cea mai mare, ia 2400. Sandocan sau nu știu. 2300 are nipul, da. E strâmbă. Ne-am folosit noi primăria așa la construcție, salariul pe construcție 3000 de lei în mână. Ne-ai încodat. Netul 2360 undeva. În construcție? Da, 3000 de lei. Păi stage de la 3.000 de la 2.300 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 de la 2
trecut e toate de un miliard. Înțelegeți? Și acum să vede gardul ăla. 60.000. Să ne prezenta și nou. Da, clar. Aveam o fieltră de preț. Era o câteva mii, 400, da. Avem termen de comparație, așa, nu știu. Păi, uite, vedeți că manovra nu că nu îi costă nimic. Așa cum ea, asta s-o n-am făcut. Cu muncitorii noștri care erau angajați. Deci n-am mai dat 600 din milioane doar manovra. Eu de la urmă. Da. Eu lucru bun ăsta, dar... Mult, 800. 600. A fost mai multe oferte. Cea mai mică a fost 600 din milioane, doar manovra, repede. Acum, l-ați văzut, cam tot aia făcea... Ăla era divizul, cam aia era proiectul. Restul de acum vedem ce mai face interior. Aia făcea și altă firmă. Da, 600 de milioane, numai la o lucrare, i-am făcut cu muncitorii noștri, cu
Nu mai arătat un primar ce nu l-a căutat. N-am mai mult. Ca mai aduce betonerea de acasă? A stricat-o două ori. Mai cu anul, urmă un altă. Da, ofertele au fost prezente. Mai sunt prima dată. Nu, mai sunt declar ședința închisă. Mulțumesc.